Da. Deci acum avem un sârma pusă, sigiliu pus înapoi la ușă, am dat drumul la apă. Haideți să vedem. Este conectată la curent, este conectată la evacuare. Ia să vedem ce Dumnezeu zice mașina asta. Are apă. Mașinile Samsung Eco Bubble de obicei, modelul ăsta, trebuia să intre în Eco, nu? A, coton 15 mi arată. E ok. Asta e un pic diferită. Nu? După cum puteți vedea, este un model Eco Bubble de 8 kg. Arată dezastru. O să trebuiască clorinată, spălată, dezinfectată. Vă dați seama, nu puteți dăm la clienți mașini terorizate. Ia să-i dăm play. Aici cine arată că va spăla 15 minute cu apă rece. A început destul de bine în programul de pompare apei. Deci, ăsta este un lucru bun. În multe cazuri trebuie dumneavoastră să verificați, bagă și apă, după cum puteți vedea. Deci a început alimentarea cu apă. Se filmează aici, se vede. A început să bage apă în zona detergentului. Sfatul meu, care aveți mașini de spălat, convingeți-vă nevestele să folosească detergent lichid, nu solid, pentru că de multe ori apa sare un strop de acolo. Electronica este chiar lângă sertarul în care bagă el apa și atunci nu cred că veți dori. Uitați-vă, mașina de spălat funcționează, după cum puteți vedea. A luat programul exact ca o mașină nou-nouță, deci a început prin evacuare, că așa trebuie să înceapă orice mașină. A băgat apă și acum începe să învârtă. O să vă arătăm cam în 2 minute care este defectul la mașina asta, da? Și acum o să vi-l arăt. Mașinile astea, în general, trebuie să aveți grijă cu motoarele, deoarece au o groază de controller, de commander-uri pe motor. În foarte multe din cazuri se blochează cărbunii. Motoarele acestea vin cu cărbuni. Și atunci ce se întâmplă? Pot fi doi factori. Ori a intrat praf mizerii pentru că se erodează și praful respectiv de la cărbunii, în loc să iasă afară, de multe ori intră înăuntru în cutiuța metalică care o are și atunci se înțepenește și deodată nu mai pornește motorul. Dar uitați-vă, se poate vedea, mașina funcționează, da? Deci oamenii au zis că are probleme cu motorul. După cum puteți vedea, nu are nicio problemă cu motorul. Oricum o să trebuiască testată și revizată total. Dar vă spun un lucru, eu din experiență știu că mașina asta a avut un cărbune. Ori a venit blocat, ori este tocit la maxim. Și atunci ce se întâmplă? Acum eu la transport, când am manipulat-o, l-a urcat în mașină, pe urmă trepidațiile de mașină, pe urmă acum când a coborât-o, am băgat-o în atelier, s-ar putea el să se fie deblocat cărbunele sau a mai făcut un pic de contact acolo și cât de curând s-ar putea să se oprească. Deci următorul pas la mașina asta de spălat este să-i desfacem spatele, să-i desfacem cărbunii și să-i verificăm pe amândoi. Mai poate fi o situație când cărbunii ăștia sunt făcuți în general prin presare, la prese de nu știu câte toni. Și ce se întâmplă dimineața când presa este rece, se mai strică și presele astea se mai defectează și atunci cărbunii nu au fost presați egal. Ce se întâmplă în momentul în care cărbunile nu are densitatea necesară? El se va toci la maxim și de obicei cărbunii ăștia poate să dureze și 10 ani, 15, 20 de ani. Dar depinde de densitatea lui. Dacă presa l-a presat bine și are densitate bună, cărbunele va rezista, va duce, poate să ducă și 20 de ani. Dar
am avut cazuri, situații când am deschis ambii cărbuni și ce am descoperit? Un cărbun era întreg și unul era rost maxim, era tocit. El nu mai făcea pur și simplu atingeri. Dumneavoastră vedeți, nu este niciun truc, n-am oprit filmarea. Avem mașina, doar ce am băgat-o în atelier, am conectat-o la apă, am conectat-o la curent electric, la toate alea. I-am pus înapoi pentru că cineva a umblat în mașina asta. Asta este spaima noastră a meseriașilor. Nu ne place când luăm lucruri și oameni fără experiență s-au băgat în ele, dar n-avem încotro. Dacă ne convine prețul, negociem cu oamenii și atunci luăm, le cumpărăm și vedem noi mai departe dacă se pot repara sau nu. Nu? Ia să vedem. După cum puteți vedea, ea a fost manipulată, șurubul ăsta este desfăcut, celălalt sunt strânsi. V-am zis, acum o să întrerup filmarea, deoarece trebuie să o deconectez de la apă, de la curentul electric, să-i dăm jos capacul, spatele, o să-i dăm jos motorul, o să folosim aparat de măsură, da? Deoarece noi mașini de spălat, vă dați seama, trebuie să le vindem total revizate și cu garanție. Nu putem să ne permitem, vă imaginați, noi locuim la mijlocul Angliei, este situat Milton Keynes-ul, și nu putem să ne permitem luxul să vindem mașini defecte, deoarece noi dăm garanție la ele și nu este nimic plăcut să te suni clientul și să-ți bată obrazul și să trebuie să te duci până acolo să iei mașina, că vezi, doamne, i-ai dat o mașină defectă. De asta, chiar dacă ea a pornit, da? Asta nu înseamnă că tu nu mai ai nimic de făcut la ea. Trebuie verificată electronica, măsurat, tot absolut, cablajul, unitatea de heater, unitatea de pompare a bulilor, că v-am zis că astea vin cu o pompă specială care pompează bulii de aer. Și în momentul în care noi verificăm cărbunii, îi dăm afară, verificăm lungimea lor, densitatea, pe urmă îi punem înapoi, dacă nu îi schimbăm, că v-am zis, nu putem să ne batem joc de asta. Și dumneavoastră, sunt multe persoane care zicea, nu vreau lucrul la mâna a doua. Dom'le, lucrul la mâna a doua este la fel de bun, pentru că mașina asta costă 500 de lire. Iar eu vă spun, după ce iese de pe mâna mea mașina asta, eu voi vinde cu 150. Deci am plătit pe ea 30 de lire, 10 lire motorina, mă mai costă 20 de lire plus timpul care asta și o vând cu 150. Deci cât am eu profit la ea? 100 de lire, da? În cazul nostru de față, după cum puteți vedea, mașina nu are nicio problemă. V-am zis, în cazul ăsta avem necazuri cu cărbunele, dar asta nu este o problemă, se schimbă. Prețul unei perechi de cărbune este de doar 6 lire și atunci nu este o problemă. Se va rezolva foarte, foarte ușor, fără cost. Deoarece, ia uitați, avem aici un arsenal de motoare, putem lua cărbuni, multe dintre motoarele acestea au cărbuni noi și putem lua de pe unul de pe ăsta, nici nu este nevoie să cumpărăm și atunci să-i dăm drumul la treabă. Nu poți să cumperi când vezi de la un privat, da? Când cumperi la un privat, dom'le, dacă eu am o mașină de spălat, de ce aș vinde eu mașina aia de spălat? Nu? Trebuie să te gândești. Mașina e de spălat doar dacă nu-mi convine, nu funcționează bine, sau e defectă, sau ceva trebuie să aibă ea. Dar dumneata cum să nu le cumperi de la mine când eu cu asta mă ocup? Deci de la mine dacă e o mașină, o cumperi cu garanție, este o mașină reparată. Pe când dacă o cumperi de la o persoană particulară, la o persoană fizică, mai mult ca sigur s-ar putea să te trezești cu o surpriză. Dar asta nu înseamnă că nu este bine să cumperi mașini la mâna a doua. Pentru că vă garantez eu, mașina asta, de când iese de pe mâna noastră, ea este pregătită să mai funcționeze măcar 5 ani. Deci a funcționat deja 4-5 ani, mai funcționează cu 4-5 ani ușor. Și vă spun și de ce. Samsung-urile sunt făcute pe viață.
Nu știu dacă putem arăta aici, nu, deoarece ăsta este alt model, dar oricum, deci despre asta știm cum se prezintă, o să o desfacem, o să o măsurăm, o să o verificăm toată. Ați văzut, norocul nostru, am mers, am vândut un Samsung, am luat altul, asta mâine va apărea la vânzare, 150 de lire. Și să vedem în seara asta, poate dă Dumnezeu și mai facem și o mașină, două de uscat. Încă nu le-am coborât din mașină, avem două mașini de uscat. Mulțumesc și ne revedem curând!